Vom începe cu ziua de vineri 8 septembrie, zi de câine, sub elementul pământ yang, deci este un pământ cu un alt pământ yang. O zi destul de proastă pentru nativii dragon, cu toate că au o energie de carismă, sunt bine văzuți, carismatici și iubiți, da? Numai că au obstacole nativii dragon într-o astfel de zi, în cauza că este o zi de zodie dușmană, conflictuală. Cea mai bună este pentru tigrii, pentru că este și zi de câine și tigrii au o stea a prosperității, au o energie extrem de benefică de produs bani sau de a li se propune niște lucruri benefice pentru viitorul lor, din punct de vedere financiar, bineînțeles, dar și al carierei. Și de asemenea, o zi foarte bună pentru nativii bivol. Ei își pot rezolva foarte multe lucruri care au trenat, care au tot suferit amânare, pot să le rezolve mâine, vineri, 8 septembrie. Nativii iepure ar avea o zi foarte bună, dar mai puțin bună din punct de vedere al comunicării. Deci, nativii iepure trebuie să aibă mai multă grijă la aspectul comunicare, dar în schimb, nu sunt probleme în alte aspecte. Deci, nici în aspectul financiar, nici în aspectul dragostei, mă normal, nici în aspectul armoniei, înțelegerii chiar la locul de muncă, n-ar trebui să fie probleme dacă ei sunt grijuliși și își țin gura acolo unde trebuie și mai înghit în sec atunci când cineva este răutăcios cu ei. Nu uitați de amuletele pentru armonie, cea care v-am prezentat-o anterior. Iar care mediu, în est, nu uitați, această placă a celor trei celești este bună tot anul, practic pentru oricine ca să o pună în estul casei sau în estul spațiului analizat. Nativii șarpe, am spus despre dragon, nativii șarpe însă o duc mult mai bine decât nativii dragon, ei nu intră în contradicție cu câinele, și au această stea de dragoste de care vorbeam, această energie foarte benefică, foarte pozitivă, de veselie, de carismă și de învățătură și nu numai. Deci pot să facă lucruri minunate într-o astfel de zi. Iar nativii cal, într-o zi de câine, sunt mai justițiari, desigur, nu este nimic rău în asta, trebuie doar să aibă grijă puțin mai multă la aspectul sănătate, și anume la planul, dacă cumva nativul cal se știe cu probleme de inimă, cu probleme cardiace, puțin mai multă grijă. Este o energie care încă le multiplică o stea benefică în care ne aflăm acum cu zodia maimuței, dar cu mici excepții. Știți că această multiplicare poate să mai vină și cu ceva nefast la bază. Nativul oaie este și nativul maimuță, deci ambii nativi, atât oaie cât și maimuță, nu se simt bine într-o astfel de zi, pentru că este zi de câine și ostea, ambii au ostea a bolilor. Nativul oaie aș spune că este puțin mai afectat pe organele de pământ. Nativul maimuță trebuie să aibă în general grijă cu sănătatea și cu alte obstacole care pot surveni din mai multe direcții, da? Deci, precauție și nu uitați, nodul mistic tibetan. M-a întrebat cineva, leg de această întrebare, răspunsul meu și recomandarea. Sigur, el se deschide la bază, se poate pune o mantră acolo, o dorință. Nodul mistic tibetan este printre puținele remedii care se pot pune oriunde, în afara băii, bucătăriei, cămării și garajului, desigur. Deci, oriunde în casă. De ce? Pentru că și dacă aveți o stea nocivă, anuală sau un amprent acolo, el nu aduce decât bine. Deci este un element de protecție, este un remediu pentru protecția casei, pentru protejarea dumneavoastră, a tuturor locatarilor. Deci nu faceți nimic greșit dacă l-amplasați acolo unde este o stea malefică, da? Vreau să aveți grijă, sigur, e foarte bine să l-amplasați pe o stea benefică, dar 8, de exemplu, cum este în estul casei, dar dacă totuși nu se poate, asta e. O să-l puneți oriunde se poate în altă parte, nu e nimic greșit în această amplasare pe un sector de prosperitate sau oricare alt sector nociv reprezentat. Atenție, deci remediile, încă o dată vă spun, nu se pun în baie, în bucătărie, în cămară, desigur, pentru că este o cameră de stocare, de cum să spun, în care se adună energie in, da?
și nici în garaje, desigur. Pentru nativii cocoși, mâine, vineri, o zi cu probleme. O zi cu trădări, o zi în care să puteți să fiți bârfiți, aveți grijă de bunurile personale, puteți să pierdeți ceva, puteți să pierdeți chiar banii, să nu fiți cumva păcăliți cu banii. Voi de obicei nu prea vă lăsați păcăliți ușor, dar este și zi de câine, care nu prea vă este prieten și cu o stea 7 destul de neplăcută, deja știți cu toții ce implică agresivitate și inclusiv atenție la mici accidente. Pentru nativii câine și nativii mistreți, o stea minunată de prosperitate în viitor, știți deja despre ce vorbim, de ajutor divin, deci sunteți pe val mâine din toate punctele de vedere, atenție. Deci când nu insist foarte tare, înseamnă că și cu sănătatea stați bine, puteți să luați decizii importante, puteți să începeți un nou tratament pentru cei care aveți nevoie, puteți să, mă rog, dacă e nevoie de vreo operație, aveți grijă, totuși este o stea de metal. Însă nu este recomandat, haideți să fim serioși, până pe 19 septembrie. Vă spuneam că operațiile ar fi de amânat atunci, acolo unde se poate, pentru că este această lună a fantomelor. Noi suntem încă lună de maimuță, nu trebuie să neglijăm acest aspect, cu stelele pe care le știți, dar aveți grijă totuși la acest aspect de metale, da? Sau de tăieturi. În rest, toate bune și frumoase pentru nativii câine și nativii mistreți. Iar pentru nativii șobolan, o zi bună, deși e o zi de câine, nu se întâmplă nimic rău. În mod normal, totul ar trebui să meargă bine, mai ales la locul de muncă, cu înțelegere și armonie și cu multe lucruri rezolvate. O să alergați mai mult mâine decât în alte zile, dar iată că este o zi foarte bună. Puteți chiar să puneți bazele unor proiecte, puteți să vă gândiți la lucruri foarte benefice pentru viitorul vostru, practic, și le și rezolvați multe dintre ele. După o scurtă pauză, revenim cu ziua de sâmbătă, 9 septembrie.